Salutare tuturor! Suntem la sfârșitul toamnei calendaristice, în a doua parte a lunii noiembrie. Mai avem puțin și vine iarna. Deja s-a lăsat frigul și astăzi mi-am propus să vorbim despre smochin, cum se protejează smochinul iarna. Smochinul este un arbore de origini asiatice, care crește și în zonele mediteraneene, în sălbăticie, iar în ultimii ani a devenit din ce în ce mai popular și în România. Crește foarte, foarte bine în zonele sudice ale României. Cred că crește și în alte zone mai nordice, nu am dovezi în acest sens, nu știu cu siguranță să vă spun, însă în zonele sudice crește foarte, foarte bine. Fiind însă o plantă mediteraneană, ea trebuie protejată pe timpul iernii. Nu este obligatoriu să fie protejată. Cred că sunt situații când rezistă foarte bine. Știu un smochin în București, undeva pe Bulevardul Iancului, care este foarte mare între blocuri. Cred că are undeva peste 7-80 metri și stă foarte, foarte bine iarna, fără să fie în niciun fel protejată. Când sunt însă mici, cred că este mai bine să îi protejăm. Smochinul, vă spuneam, este un arbust care crește la dimensiuni medii, poate să ajungă 7-10 metri înălțime. Eu l-am aici, este a doua iarnă a lui, deja a trecut prima iarnă cu brio. Și pentru protejarea lui am aici niște fân produs de mine în curte și mai am aici tot așa niște paie, sunt cumpărate din magazin. În mod normal este paie pentru porcușori de Guinea, șoareci, substrat pentru așa ceva. Eu îl folosesc pentru izolarea smochinului. Am niște bucăți de plastic. Sunt acestea cu alveole de aer, pentru că izolează mai bine decât plasticul simplu, un simplu celofan. Sfoară, scoci, un cutter și o foarfecă. Fânul pe care îl voi utiliza este făcut de mine în curte. Am câteva zone pe care le tun cu o mașină Einhell, al cărei review găsiți linkul în descrierea de mai jos. Restul grădinii este tuns automat cu un robot Husqvarna 315X. La fel, am un film despre acest robot pe care îl găsiți în descriere. Și acum să trecem la protejarea efectivă a smochinului. În linii mari o să pun fân și paie, după care le învelesc cu un celofan și le leg cu o sfoară ca să stea bine pe toată perioada iernii. Din experiența anilor trecuți, este foarte bine să izolați partea deasupra pentru a nu ploua înăuntru. Dacă plouă înăuntru, se udă paiele și când vine înghețul, acestea normal vor îngheța și vor păstra o umiditate ridicată în interior, care va face mult mai mult rău decât bine smochinului. Într-un moment am pus tot fânul pe care îl aveam. Voi încerca să acum să pun prima bucată de celofan, după care voi continua să îl protejez cu paiele. Ceea ce am uitat să vă prezint la început și ceea ce este foarte util sunt aceste bucăți de sârmă în formă de U care se bagă în pământ. Ele se folosesc la grădinărit destul de des, se prind folie de mulcire și au un mare avantaj că prind de pământ
folia sau ceea ce utilizăm. Ele se găsesc în comerț, eu le-am luat de pe internet, le-am comandat chiar din China, de pe AliExpress, o să vă las linkul mai jos, dacă sunteți interesați. E bune, pentru că ne ajută să prindem folia în partea de jos. Fără să ne mai scape. Am prins folia în partea de jos, acum, ea stă fixă și putem să o modelăm mult, mult mai bine. Pentru că sunt singur și nu am niciun ajutor, în mod normal această operație se face mult mai bine dacă sunt două persoane, una să țină de folie, cealaltă să învelească. Spuneam, pentru că sunt singur, o să pun câteva bucăți de scotch pentru a plasa folia pe poziție, însă acest scotch nu va ține peste iarnă, nu trebuie să ne bazăm pe el. Este doar o soluție temporară să țină puțin folia până o prindem foarte bine cu sfoară. Cam așa arată pentru moment, înainte de a lega cu sfoară. Vă spuneam, este foarte bine să puneți partea deasupra foarte bine izolată, să nu plouă înăuntru. Începem acum să legăm totul. Am terminat de învelit smochinul. Cam așa arată. Va sta astfel toată iarna până în primăvară, când va dispărea riscul de îngheț. Acesta a fost filmul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!